Astăzi, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, împreună cu o echipă de medici și asistente de la Institutul Oncologic București, au desfășurat o nouă acțiune în cadrul campaniei de prevenție și depistare a cancerului de col uterin în localitatea elfoveană Domnești. În cadrul acestei activități, persoanele interesate au putut beneficia gratuit de testul Babeș-Papanicolau, dar și de un control mamar de rutină. Din nou, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului au ajutat în mobilizarea oamenilor. Și împreună cu noi medicii de la Institutul Oncologic am realizat și recoltări pentru examenul Babeș-Papanicolau, dar și un examen clinic al sânului. Câte femei au fost investigate până în acest moment, în acest an? Și dacă ne-ați putea spune câteva cuvinte despre noua investigație care se face în cadrul acestei campanii, investigația de sân. Au fost de la începutul anului 250 de femei aproximativ și cu ajutorul medicilor de la Institutul Oncologic am început să examinăm clinic și sânul aceste femei, fiind după aceea invitate să-și facă un examen ecografic sau programare la mamografie în cadrul Institutului Oncologic. În momentul de față sunt aproximativ 100 de femei care au fost investigate. Cât de important este pentru comunitatea dumneavoastră faptul că acești medici și voluntari au venit aici în sprijinul doamnei? Este foarte important, datorită faptului că avem și oameni neputincioși în parohie și în comuna noastră și oameni care sunt prinși cu activitățile de zi cu zi, timpul nu le permite foarte mult și de multe ori noi mai amânăm lucrurile pentru sănătate și spunem las că merg mâine, merg poimine și se întâmplă să scăpăm din vedere, să pierdem din vedere lucrul acesta. De aceea prevenția pe care în colaborare voluntarii de la Catedrala Mântuirii Neamului cu Institutul Oncologic București și în colaborare cu Patriarhia Română, o fac în sprijinul enoriașilor noștri, a cetățenilor, este un lucru extraordinar de benefic. Faptul că se pot depista la timp anumite boli grele, grave, cum putem să le spunem, și se pot lua măsuri la vremea în care trebuie, timpul optimizat, se pot face lucruri deosebit de importante în sănătatea și pentru sănătatea celor care sunt beneficiarii acestor momente deosebite de voluntariat, de suflet către suflet, dacă putem spune așa, și putem să depistăm la timp anumite boli grele pentru care se pot lua măsuri așa cum trebuie și cu ajutorul Dumnezeu se pot rezolva, eradica problemele. Prezența și importanța acestei campanii în localitățile din județul Ilfov este confirmată și de statisticile Ministerului Sănătății, datele fiind publicate pe site-ul Ministerului Sănătății. Din cele 900 de femei la care s-a recoltat testul Babeș-Papanicolau anul trecut, 34% dintre acestea au fost femeile la care li s-au recoltat testul Babeș-Papanicolau în cadrul acestei campanii de prevenire și depistare precoce a cancerului de col uterin, a acestui protocol de colaborare dintre Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Este un lucru care ne bucură, care arată importanța acestei colaborări, importanța implicării Patriarhiei Române în domeniul sănătății. Mă bucur să fiu parte din această campanie de prevenire și depistare a cancerului de col uterin, cu atât mai mult cu cât din cercul de apropiați am avut doamne care au fost afectate de această maladie și dacă pentru ele nu s-a mai putut face nimic, mă bucur că acum pentru aceste doamne se poate face ceva. Cancerul de col uterin reprezintă în România o problemă de sănătate publică, anual fiind diagnosticate cu această boală 4.000 de femei.